Hai că am dansat puțin. A, a dansat Olivia în fața lui Chelu. Ne-am distrat. A da, ne-am ne distrat. Ziua. Bună, Bună ziua. ziua, bine ai venit la noi. Bine am venit. Uh, trebuie să vă atrag atenția că nu eu am pus bazele hip-hop-ului în România. Era o muzică uh, care aparținea mai multor trupe. Bine deci, de știut! Prima greșeală. Încercăm a... să nu mergem în ritmul ăsta. Și în... Da. Cum a fost la început? Chiar voiam să te întreb. Îngrozitor. Primii 10 ani au, fost, au, stat sub, uh, au stat în zodia muncii și a lipsei de bani de mâncare, țigări și alcool. O secundă, Bun. să mă dau mai în spate ca să vadă invitatul. A, asta voiam să te rog. Vrei să vin în locul meu, Valentin? Că... Obișnuința, da. <laughs> Așa. Te întreb cum era la început, pentru că țin minte Eram cu casete, eram în anii 90 Nu știam, eu am crescut în Titan Între Pantelimon și Sălăjan Eu am crescut singur okay. <laughs> Așa, cum să fie? Multe multe vise Și Transpuse foarte puțini bani, bani, foarte invers. multă muncă Învățam să cântăm dimers Noi am învățat să cântăm pe la albumul 4, cred Așa că nu suntem mai mult decât vrem să fim Cum e Chelu acum? A, cum? Extraordinar Se și vede de altfel Știi ce nu înțeleg? Treaba cu Tonița Adică nu că nu înțeleg a, Am fost, fost... rugat să părăsesc liceul Tonița Pentru că eram un model Ca să zic așa Și Pă, am ieșuat în alt liceu Și am terminat relevant. Legi... Hm. Ai fi, e fi mers relevant. De... Ai fi mers pe drumul ăla? Adică... Nu, știam deja din clasa 10 Că nu vreau să fac asta Pentru că nu vreau să ajung un bărbos într-un halat albastru Plin de ulei <laughs> uh... știi, știi, știi pe de pe YouTube? Da Zicterii da. de viață și încercând să creeze trei tablouri pe care nu le vrea nimeni. Și cu toate astea, ce ai fi făcut dacă nu ai fi făcut muzică, spre exemplu? Te gândit am gândit, -am gândit de foarte multe ori și nu vreau să vă vorbesc despre asta pentru că o să luați amendă. <laughs> da, am, trebuie să recunosc, am vorbit înainte, am stat la o discuție extrem de serioasă. Și de trebuie evitată în direct. <laughs> Uite, fii atent o curiozitate apropo de genul muzicale și așa. Eu nu sunt fan rock neapărat, dar poate tu ești, habar n-am Mă dacă ai, mers, ai fi mers la Rammstein, la Metallica ai Nu fi... sunt pasionat de Rammstein, apreciez foarte mult ce fac Au foarte mult curaj și foarte mulți bani pentru avocați De aia și permit Dar nu ascult Rammstein, nu e pe gustul meu Ascult altceva Metallica, Slipknot, Propane, uh -huh. Hatebreed Nu-mi place rock-ul dulce și male. Hai să vorbim despre emisiune Care emisiune? Ai umor. Ai umor. Cum te simți în calitatea de jurat acolo? Nu știu că deja mi-am făcut rodajul. Și nu Ai uitat uita începuturile. Mă da. nu sunt prieten cu televiziunea. întotdeauna a fost o problemă să-mi filmez clipurile. Nu sunt fașină de cameră. Deci îți dai seama că niciodată nu sunt în confort. Deci trebuie de să de aici bături. comportamentul infect. Da, N-aș merge până acum, de mi se chiar. pare foarte Nu tare. știți bruturile. Așa nu, că... știm, nu, știm, ce se taie la montaj. Da, nu vă știți vă cât suferă echipa de la Ai Umor, pentru că le sunt coleg. Știi care, care e faza care mi se pare foarte tare? Eu te urmăresc doar pe tine la umor. Deci mă uit la își reacțiile tale. În primul rând, n-ar trebui să spui asta la televizor. Știu, doamne ferește. Strict professionally speaking și urmăresc grimasele. Băi, dar ai avut un moment în care ai izbucnit în râs. Nu știu dacă la Ionuț Rusu, nu mai țin minte Așa, exact. eu râd foarte des, numai că în particular. <laughs> dar în emisiune nu prea, dar a fost un moment dar în nu vreau, în vreau să știe lumea că sunt o persoană veselă. <laughs> Uite, avem o da, mărturisire da. acum. Da emoționant. Finala, deci ați înregistrat o, dar se difuzează sâmbătă? Da, bine că ai spus tu pentru că eu uitam să spun asta. Și, și trebuie menționat că uh, votul, votul live. va fi indirect. Da, și noi ne bucurăm de 4-5 ori în funcție de câți oameni lăsăm la vot. Este una dintre cele mai penibile momente din viața noastră și se repetă constant. Care era întrebarea? Ce vrei să afli? Că nu mai știu Vreau să menționăm uh, Da, menționez umor. că m-am simțit, uh, ca de obicei, uh, foarte prost la finală Pentru că suntem ieșiți din ritm, uh, în altă stare uh, Concurenții sunt toți speriați Aleg cuvintele frumoase <laughs> acum eu Sper să nu mă încurc Și trece Am, am înțeles Da, pentru mine foarte interesant la umori este perioada în care avem audițiile uh -huh. Acolo este și distracție, acolo sunt și nervii și dracii Finala care este fost... o, cum să zice. Ai avut cumva un concurent preferat? Ți-a rămas în minte cineva? Cu toată sinceritatea, eu încerc să nu rețin nimic din audițiile de la umor, încerc să plec acasă să șterg hard discul, pentru că evident că mă poate afecta. Cum, asta, cum te detașezi? Puteți să aveți, nu știu, și 5 ore de muncă. Gata, mă, nu te mai gândești. Trebuie să ne vezi și pe Adică ai vreun ritual, ai vreo chestie. Uh, uh, da, uh, e um, un ritual satanic, bineînțeles. Uh. Da, uh, nu, este o glumă, doamne, doamna. Da, nu, serios, deci, uite, vezi, deja început să vorbim normal. Uh, <laughs> se numește obișnuință, voință, știu să-mi șterg creierul. Nu te mai gândi la asta și nu se mai întâmplă. Cum e cu ultimul album? Ce album? Al vostru. Nu e tot că eu, nu știu cum se numește. Nu știu foarte multe, pentru că noi, noi, -am, făcut un fel de poiană lui Iocan, un fel de brainstorming înainte și cu Teo Masin, editorul nostru și cu producătorul nostru. Am încercat să vedem dacă a fost vorba de o lansare oficială, n-a fost vorba de o lansare oficială. Nu, noi nu avem lansări oficiale, avem primul concert, unde ne chinuim să învățăm versurile. Bun. Și să cântăm cât de cât corect albumul, pentru că noi facem textul și ne hotărâm să-l cântăm după foaie, deci de într-o zi s-ar putea să-ți iau locul. Sunt foarte obișnuit cu prompterul Așa, și după aia ne... totul decurge natural. Alegem 4-5 piese, din care într-un an mai cântăm una sau două pe scenă și facem un alt album. Noi suntem o trupă care de 15 ani nu suntem prieteni cu radiourile și cu televiziunile muzicale. De aceea, dansăm și noi cum putem. Textele fără... inspirate din viața voastră? Nu sunt inspirate din viața altora, asta dai seama. <laughs> nu, la noi este 50% imaginație, 50% realitate. Nu luați de bun sau motul motul tot cu ceea ce spunem. Exact. Uh, uite, o întrebare. Ce ai fi răspuns, hai să facem un exercițiu de imaginație, dacă am fi început să te întrebăm platitudini? Uh, serios, dacă să zicem că acum, în direct la observator, te-am fi întrebat. Unde te vezi tu peste, peste 10, 10 ani, Cătălin? Peste 10, nu știu, dar peste 9, da. <laughs> Am mai multe variante. Ia, hai să... Și toate implică uh, lipsa muncii din viața mea. Deci eu nu-mi doresc să fiu bogat, îmi doresc să uh, nu muncesc degeaba. Să fii liniștit. Da, și vreau... Nu vreau bani, vreau, de exemplu, să ajung pe o insulă pustie... 30 de metri de nivelul mării, peste nivelul mării, peșteri, e. foarte puțini oameni. Eu sunt pe Noua Zeelandă, să no, Noua Zeelandă este surf. un gunoi pentru că bine? Okay, O made. populație foarte mare v bistru? pentru suprafața respectivă și eu sunt un pic mai umil. Vreau o insulă unde nu există bani, interese, Ai resurse să ta? Cum? Da. Doar după ce spun nu. asta sau nu spun asta Nu, nu, nu nu, nu. nu, 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 nu. legătură cu traficul de organe de Nu Doamne frum. Așa Ce, m a e deja, nu? Dacă puneți întrebările nepotrivite Scoateți mulțumim foarte mult Asta nu. a fost tot Eu mai am o întrebare Pot să postez poza pe care am făcut-o împreună? Nu, pentru că a fost o poză făcută cu forța, cu japca Cum se spune la noi în cartier De către PR-ul Antenei 1 Pe de astăzi nu mai vorbesc cu tine. Puteți să-i arătați și fața. Negociem. Așa? Da. Liana este în spate acolo. Nu la revedere. Să... Aveți o muncă îngrozitoare. Am fost și în spate la emisie. E ai fost în regie, chiar foar. când s-a În regie. Da, mi se pare că oamenii aceia sunt chinuiți. Trebuie să le dubla salariile. Poți Bun. să faci tu ceva pentru și asta? Nu. Urale, urale în regie. Tu nu ai cască. Uh, bun, că te am foarte mult. ați scăpat, răi. da? Chiar Ce ați scăpat? Un interviu total de interesant. Da, nu. Așa, plictisitor, vă mulțumim, schimbați cu altceva. Ai fi vrut să te întrebăm altceva? Nu, pentru că v-aș fi dat niște răspunsuri îngrozitoare, mă bucur exact că de asta. M am nu dator, nu mai auzi acum înțeleg. Ba, da. Uh, știri acum, știri.